Salut! Acestea sunt panourile solare plane de la Eldom. Sunt disponibile în trei variante. Cu lățime de 1 metru și lungime de 1 metru jumătate, 2 metri sau 2 metri jumătate. Suprafața de sticlă are acoperire microterm. Grosimea sticlei este de 4 mm, iar sticla este temperată. Gradul de absorție este de 95-97%, ceea ce înseamnă că avem maxim 5% pierderi. În interior se află o structură de țevi din cupru cu aripioare din aluminiu. Structura metalică este realizată din aluminiu, tot panoul având o greutate redusă. Conexiunile de intrare și de ieșire sunt realizate din țeavă de cupru, iar toată structura este izolată cu vată bazaltică cu grosime de 4 cm. Ca o regulă generală, un metru pătrat de panou solar plan Eldom îți poate încălzi un volum de aproximativ 70 de litri. Asta ce înseamnă? Dacă luăm un panou plan de 1 metru lățime cu 2 metri lungime, asta înseamnă 2 metri ca suprafață, ai un volum, se poate conecta la un boiler cu un volum de aproximativ 150 de litri. De asemenea, aceste panouri se pot instala în linie, conectându-se unul în altul. Apa intră prin primul panou, se încălzește în primul, în al doilea, în al treilea și iese prin al treilea spre boiler. Panourile solare plane Eldom se pot monta atât pe terase, cât și pe acoperișuri. Gradul, unghiul de inclinație poate să fie de la 15 grade până la 75 de grade. Temperatura maximă a apei din interior ajunge la 187 de grade, iar presiunea în jur de 10 bari maxim. Panourile solare plane Eldom sunt realizate în Uniunea Europeană, nu au nicio componentă realizată în China sau în altă parte, sunt certificate Keymark în Germania și reprezintă o soluție ieftină, spray gratis, la încălzirea apei menajere.